În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost cea despre hidrocentrala de la Răstolița, care este aproape de finalizare. Materialul despre polițiștii care oferă siguranță în mediul rural a fost pe locul 2 ca număr de accesări, iar pe locul 3 s-a clasat informația cu privire la traficul și consumul de droguri care sunt atent urmărite. Știrea despre hidrocentrala de la Răstolița a fost cea mai vizionată în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, acumulând peste 1600 de vizualizări. Materialul despre preotul Teodor Beldean din cadrul rubricii Calendarul Zilei a jurnalului de Reghin s-a situat pe locul 2 cu aproape 900 de accesări. Pe locul 3, ca număr de vizionări, se află informațiile despre prioritățile administrației locale. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.